Salutare lume, eu sunt Basino și bine ați venit la un nou videoclip pe acest canal. Ați văzut cu toții că jocul a avut niște zile super grele, nu se putea juca, era super buguit. Deci astăzi s-a rezolvat problema pentru Android, din câte știu, pentru iOS și pentru Windows Phone. Va urma în următoarele două zile, așa zice ei. Deci cei care aveți Android și mă urmăriți, nu uitați să vă duceți pe Magazin Play sau pe Aptoid-ul de unde ați luat jocul și să vă actualizați jocul, pentru că dacă nu vă merge. Nu vă merge normal, adică o să rămână cum era înainte cu bug-uri. Astăzi nu prea am timp, adică am timp, dar nu suficient cât să fac ce mi-aș fi propus pentru astăzi. Așa că mulți mi-au cerut și un gameplay, am combinat un gameplay cu o echipă specială și haide să începem, dăm puțin la mai timp. M-am gândit astăzi să fac echipa maneliștilor și da, chiar este echipa maneliștilor. Avem așa, în poartă, Jean, nu, deci nu prea găsești, nu-i găsești exact numele. Jean vine de la Jean de la Craiova, l-avem în poartă pe Jean de la Craiova. În apărare, Salamon, care rupe, deci e super bun Salamon în apărare. Aici un alt șarif care de fapt și drept el e Abdul Salam și el tot Salam. Avem doi Salam în apărare. Am găsit și un român, Bejan, care îl luăm ca Florin, dar nu ca Florin Salam. Îl luăm ca un fel de Florin Pește, că e mai bun așa. Salam deja în echipă. Și aici un Denisov, care îl consider un fel de Denisa, care a rupt topurile acum ceva timp, eram eu mic. Mai avem aici un Salam, tot Salamon, ăștia cred că-s frați. După avem aici un Cristante, care îl luăm ca un fel de Cristi Dules, de ce nu? Mai avem un Roldan aici, care se cheamă tot Cristi Dules, să luăm și pe el. Avem doi Cristi Dules la mijloc. Opa, aici Cinar, uitasem să pun. Îl punem pe Machado, care de fapt și de drept el se numește Freddy. L-a luat finalul numelui Eddie, de la Eddie Talent. Ok, mergem puțin și la atac, îl avem pe... Opa, stai, nu aici. Avem aici pe Marin, care de fapt și de drept e Adrian Marin. Adică m-am gândit la Adrian, copilul minune, am căutat Adrian M, Adrian Marin, e ok. Și aici piesa importantă, Florin Andone, care luăm ca un Florin Pește din nou. Deci 2 Florin Pește, 3 Salami în echipă. Și ce vrei și ce nu vrei în echipa asta, echipa maneliștilor, am ales-o pe un 4-4-1 target man. Haide să mergem direct la meci. Deci am ales un jucător din League oricare, care are Benden, Radu, din e un portar slăbuț, dar echipa noastră e super slabă. Deci uitați aici, Janin, îl avem pe Andone, îl avem pe Andone, ne bazăm pe el. Haide să începem. Marin cu prima fază, pasă pentru cine mă dai? Pentru Salamon, pasă pentru Andone din nou. Andone cu șutul. Ce paradă are portarul, bine, ce paradă, da? Cât de cât. Dăm aici o centrare. Se duci, mamă, ce tare a dat. Și-l avem pe Andone. Andone, șut! Gol, Florin Andone. Haideți să vedem cum se mișcă această echipă. Andone cu șutul din nou, gol Andone. Se mișcă destul de bine. Pentru banii care am dat pe ea, câți bani am dat, atât am scos. Hai să vedem din nou Andone, tot el la fază, șut. Ce efect. Șut foarte bun Andone, este și capitanul nostru, este unicul gol din echipă. Și au și ei în counter. Hai să vedem pe Denisa în apărare. Denisa, foarte bine Denisa. Denisa își face o treabă superbă. Și-l avem din nou pe Andone. Andone, cu șutul. Golazo Andone, și așa, da. Merge treaba, să vedem și puțin reluarea. Goluri de astea dau în fiecare zi, deci nu mi se pare cine știe ce. Ok, haide să mergem din nou cu Andone. Andone, nu, asta era tată faza, am văzut-o de la început. Erau acolo doi, nu știu ce am vrut să fac. Ok, plecăm din nou cu Andone. Andone cu șutul. Gol, super efect. Ok, fece Bulan Team, băieții vorbesc acolo.
Andone, plecăm din nou. Andone versus Radu, shoot Andone. Prea tare, prea tare Andone. Ok, Dos Santos și este și Salamon. Văleu, foul. Ce gol ne dau, ce gol ne dau. Nu ne trebuie așa gol. Ok, haideți să mergem din nou cu Andone. Andone cu șutul. N-o scoate portarul. Ok, hai să vedem cu centrarea. Tot Andone. Ce rău, ce rău. Asta. Am început-o rău. Ok, Andone, mă concentrez puțin. Shoot! Și din nou Andone rupe poarta. Foarte bine Andone. Deci se merită să-l cumpărați ca un căfâr. 6-1. Am reușit să dau 6 goluri. Nu mi se pare superb 6 goluri. Dar se putea și mai bine o fază 2. Hai să zic că mergea și mai bine, o leacă mai bine. Dar e ok, mă scuzați pentru mesajele din chat, dar băieții n-au stare și da. Haideți să dăm continue, treaba a mers super bine. Ați văzut echipa Maneliștiu, vă mai arăt odată, avem aici pe Marin, pe Andone, la midfield Salamon, Cristante, Roldan, Machado. Și în defense cu Denisov, Bejan, Salamon, Al-Sharif și Janin. Cam acesta a fost și episodul de azi, nu uitați dacă v-a plăcut să lăsați un like, un share și un subscribe, acesta am fost eu și să aveți o zi bună!